ziua bună! Runele! Ce fata frumoasă! Pare bine? Runele? Te pup. Cum runele? Ce sunt runele astea? Runele! Aș spune eu... Da, pe tine de ce te-a urcat așa? Mi-a pus apă în cizmă, oamenii ăștia. Uite de sus la noi, Ramon. Deci, ce sunt runele ce nebunele? Sunt runele nebunele? No, runele, nu sunt nebunele. Runele nu sunt nebunele. Runele sunt varianta pe care vă ofer eu sub forma unor cărticele. Dar varianta nordică înseamnă 25 de pietre cu anumite semne pe ele. Arta lor de divinație a vikingilor, în primul rând. A celor din zona nordică. Și de câte ori vreau să iau o hotărâre sau vreau să plece la război sau la pescuit, consultau runele. Runele. Era o formă de divinație din care poți să afla ce urmează să ți se întâmple. Că e ceva benefic, că e mai puțin benefic, că e super benefic sau, Doamne ferește, stau în cutiuță aici, eu am vorbit cu ele. Eu am vorbit cu ele înainte, pentru că aici nu se... Ar fi trebuit 10 minute să le cer acceptul. Și eu am venit cu ele pregătite pentru să cele ce 12 zodii, dar săptămâna de azi până lunea viitoare. Duminică e ultima zi, da? Și deci ce sunt runele? Hai să vedem ce primește fiecare zodie. Să vedem. Avem vreun berbec în sală? Un berbec? Ia să vedem. Mulți acasă, prieteni. Ia uita ce spune pentru berbec. Să nu forțați mâna norocului. Voi sunteți niște intempestivi, nu prea aveți răbdare, vreți totul să se întâmple ieri, nu azi, da? Și aici spune că surprizele plăcute sunt făcute numai pentru cei care știu să aștepte. Și așa deci, este. Aveți o săptămână în care trebuie să acționați, dar să acționați în conformitate cu ce vă oferă runa, fără grabă. Graba strică treaba. Așa am făcut și eu când m-am însurat. Eu ce să mai zic? Dar eu nu sunt berbec, dar sunt paxă cu berbecul. Hai să vedem pentru Taur. Pentru Taur e un mesaj dublu. În primul rând, nativii din zodia Taur trebuie să se mai calmeze, să liniștească, să relaxeze. Au avut niște săptămâni mai agitate. Dar ei, cât sunt de sufletiți și de pasionali, se gândesc că cineva foarte apropiat lor obligat o problemă de sănătate. Nu e o problemă de sănătate, se simt bine, numai că taurii promit și uit să țină de promisiune. Adică trebuia să ducă la acea persoană, că e mamă, că e bunică, și runa îi face o trimitere. Acum mai faci tu o vizită și să vezi că toate sunt în conformitate. Ei, hai să vedem la zodia dublă. Runa gemenilor, da? Să așa. Ne arătați-o una să o da, vă arăt și... la sfârșit, vi le fac evantai așa. Da, să le arătăm. Vă aerisim un pic și... Păi n-avem voie ele, trebuie să stea nu, acolo. Le arăt, dar dacă stă camera să arate, ne ceartă cei de acasă că sunt nerăbdători să afle gemenii. Uite, pentru gemeni, spune frumos, Diana, dacă privești. Sunteți sfătuiți să dați la o parte toate problemele și grijile legate de trecut. Lăsați necazurile în urmă, pregătiți-vă pentru un an mult mai bun, deci, pentru o săptămână. Ce a spus? Ce a spus? În 2019, Lana. Ce a spus Florin? E cu bătaie lungă pentru gemeni. Uh-huh. Afară de săptămâna asta, e... antamează viitorul pe un an de zile. Termenul... Deci asta este runa pentru gemeni. Pentru gemeni. Ei, hai să vedem acum la muncitori, răcușorii. Ei, răcușorii au o ăștia. Săptămână, da. Vedeți, ăsta e semnul necunoscutului sau zeului Odin, cum l-au avea. Că ați văzut filme istorice destule. Semnul ăsta al necunoscutului, racii sunt niște ființe mai introvertite câteodată, știi? Da, da. Și ei nu trăiesc în prezent, trăiesc mai mult în trecut. Da. Sunt marcați de niște lucruri, niște întâmplări, niște minuni de genul ăsta. Și aici ei au acumulat săptămâna asta, au acumulat o mulțime de nebuloase. Dar nebuloasele astea nu se rezolvă decât cu ajutorul forței divine. Da, trebuie deci să se roage mai mult. Deci mai rog, se da. Roagă. Deci tot ce găsiți rezolvări, le aveți numai cu Doamne. E bine. Mergeți cu el în suflet alături și da, mai merg, forța divină. Și încercați câteodată să mai expuneți din ceea ce aveți voi. Ia să vedem acum. Lei. Paralei. Lei au o săptămână în care... ei fiind, la fel ca zodia berbec, zodii de foc și săgetătorul, da. Care sunt pe repede înainte întotdeauna, acum li se spune, li se oferă un sfat. Abordați altfel problemele care vă interesează. Da? Deci dacă ai fost un leu bun și blând,
Acum, și ai văzut gata. Că nu merge, bați nene din picior, dai cu pumnul masă și spui, acum eu. Exact, schimbați, deci, tactica. Auzi. O iau, auzi că te las fără Diana, că văd că se prezint. E bună lângă mine acolo. Îmi place, sunt foarte pasionată. Păi de ce nu? Fecioara, ia. Fecioara, aici. Pentru că Fecioara, săptămâna asta poate să facă toate tâmpenile după lume, care are protecție divină. Deci, chiar dacă mai sunt oi din aia răi ca stau și îi se pare că a venit domnul Ristei ochiat, nu știu, n-ai cum, ai scăpat de oi. Deci, poți să ieși acum. Deci să plusesc pe săptămâna asta. Că e săptămâna ta. Se iartă tot. Și protecția, și așa ești protejat tu de forța divină, numai odată că ai de trei ori, e mai avantajat. Nu știi tu prea multe, dar o să afli. Cred că a ratat-o până acum, dacă mă întrebați pe mine. Așa. Pentru zodia balanței. E o săptămână în care pot afla niște adevăruri importante care le pot marca sau le pot schimba viața. Deci o săptămână cu niște adevăruri fantastice. Acum nu vă speriați nativ din balanță sau native, că e o săptămână benefică. Nu neapărat toate răutățile vin asupra vă. Toate schimbările sunt rău. Da, sunt adevăruri importante. Poate l-așteptați de multă vreme. Vine, așa și vine ceva așa, ți se oferă pe tavă sau îți tu iei răspunsul și forța îți dă cu tava una. Deșteaptă-te, române. Hai să vedem ce facem cu scorpiile. Scorpiile și ei au o atenționare foarte interesantă, Diana, vezi? Da. Sunt atenționați, adică li se aduce la cunoștință că sunt gata să înceapă o viață nouă. Aha. Un fel de revigorare în toate planurile. Aha, renaștere. Renaștere. Păi scorpionul zicem că e un fel de pasărea Phoenix a zodiacului. Da? Ei mor pentru a renaște. Tu nu de acolo, că tu ești întotdeauna dai cu barda. Păi da, cum să nu? Practic. Deci, fantastic de benefică pentru revigorarea nativilor din Scorpion. Ia de la Diana. Acum e că ce exact ce îi place Dianei cel mai mult? Asta are zice, vei primi vești bune, Diana. Bun. Săgetătorii. Bun. S-ar putea să primești un cadou surpriză. Auzi? Sau o sumă de bani importantă. Să stăm pe lângă ea, zic. Stați că e rost de o paranghelie. O gogoașă acolo, o măslină, o atenție. Deci s-a potrivit. La mine s-a zis că pot să fac orice tâmpenie săptămâna asta și la tine e cu bani. Deci orice aș face, n-ai cum să te supere pe mine. No. Deci dacă te-au banii, dacă vrei, hai. Asta e. Hai că ne-am potrivit săptămâna. Simpaticilor. Acum. Capricornul, care e mai introvertit. O zodie mai serioasă, la fel ca și Fecioara. E tot zodie de pământ. Au posibilitate și mai ales capricornii și capricoarnele singurele. Așa. Citește tu, Diana. Este simbolul dragostei. Deci ceva nou, fierbinte, o dragoste. Ei. Nouă, pasionantă, vreau să fiu un capricorn. E clar. Îmi place, da, tu sună bine. Tu știi, era o melodie. De-aș fi să mai mă nasc o dată. Și ai schimbat zodia atunci. Dar fi, deci capricornul ar merge foarte bine. Ai fi născut cu o lună mai târziu, să fie acolo în să focurile dragostei. Păi, da, fiu și dragoste nebună și nouă. Și nouă și nebună. Da. Adică o dragoste de 9 ori 9. Aia ar fi mai bună pentru voi, săgetătorii. Hai să vedem ce fac vărsătorii. Vărsătorii au o săptămână în care sunt pe picior de ceartă cu ceilalți. Să susțină o mică bătălie. Pe eu îi sfătuiesc și Runa îi sfătuiește să nu fie îngrijorați că aceste bătălii nu vor face decât să le aducă lor câștigul de cauză. Aha. Deci capul sus. E altă favorizare a divinității. Și ultima zodie, peștișorii. Peștișorii au avut, cam tot anul ăsta au avut prognoze benefice. Și aici spune că peștișorii... Așa... Vor da lovitura, lovitura. Se produce un salt rapid, calitativ, în existența lor. Da, deci îi ia din acvariu și fac pește prăjit, ciorbă de pește. Da, și prăjit. Scuze-mă, de ce ai zis, Doamne ajută? Cine e pește și nu știam eu? Nu, am foarte multe prietene. Ai prietene pești, nu? Ai prietene pești. Închide că te sunăm noi. Șărpoaico. Așa. Vezi că la ea se potrivește perfect prenumele Diana. Da. Zeița vânătorii, iar săgetătorul e singura zodie triplă. Arm, odată arma, arcul, da? Odată calul, centaurul,
Așa? Găsiți-ai un prinț pe cal alb. Aole, Doamne. Așa. și acolo ai și animal, și armă, și tot ce vrei, și vânatul. Și mai e și Diana deasupra țintei. Asta e, mulțumim frumos pentru toate informațiile. Că te face 43, nu 63. Mulțumim, Mihai Vorobchievici ne-a spus cum stăm cu runele. Ai și cal, ai și frumusețe, ai de toate. Las.